Care este povestea capitalismului, rețeta noastră de succes? Cum s-a născut documentarul? Rețeta noastră secretă. S-a născut acum 5 ani. Am scris un prim sinopsis și constat cumva cu amărăciune că după 5 ani situația e cam aceeași. Nu? Adică filmul nu a ieșit din actualitate. Care au fost demersurile? Cum s-a născut ideea? Care au fost demersurile filmului, practic? Da. Am avut de la început ideea asta, oarecum fantezistă, să-l convoc pe Ceaușescu la 20 de ani după dispariția lui, ca să, în fine, să verifice care e starea națiunii și ce ne-a lăsat el și unde am ajuns noi. Și am avut de la început fixul ăsta, ca să spun, să vorbesc cu oamenii cei bogați, cei mai bogați despre capitalism și democrație în România, nu cu cei de la baza piramidei, și să văd ce cred ei despre felul în care e alcătuit capitalismul românesc și cum au ajuns ei unde sunt. Cum ați ales protagoniștii? A fost un proces mai lung, așa. Eu la început am vrut să vorbesc cu cât mai mulți dintre ei, cred că am vorbit cu 30-40 de oameni. După aceea, o parte, în fine, m-au refuzat direct, o parte m-au abandonat pe drum, ca să zic așa, nu i-am mai găsit sau n-am putut să fac un program cu ei și la ultimă secțiune, să zic, am renunțat eu pentru că erau prea mulți, nu puteau fi mai mult de 6-7 într-un film de o oră și ceva, te pierzi între personaje. Care sunt numele mari care v-au refuzat și de ce? Lista e foarte lungă, am și publicat la un moment dat așa o listă neagră, ca să spun. Dar în fine, oamenii n-aveau nicio obligație să participe la filmul ăsta, deci nu e condamn neapărat. Dintre cei mai sonori, așa, cei care mi-au refuzat franc au fost Popoviciu, Tender, Vântu și mai sunt mai mulți de atât, da. Cum au motivat? Ca motiv, de obicei, vorbeau de discreție. De exemplu, m-a refuzat pe temeiul discreției Șirinel Columbeanu, ceea ce pentru mine a fost o surpriză. Sau domnul Vântu a zis că nu-i pregătit. În fine, cam astea erau. Nu, erau destul de laconice motivațiile. Cum au reușit să fie așa de naturali? Cum ați reușit să stabiliți relația asta? Eu le-am spus de la început că vreau întâi și întâi să recunoaștem un pic, să stau de vorbă, să stau pe lângă ei o vreme și nu vreau să facem numai un interviu și după aia să dispară în jumătate de oră, că aș vrea să îi văd în ceea ce înseamnă viața lor de zi cu zi și să pot filma o întâlnire de afaceri sau în consiliul de administrație sau la ei acasă sau în ce le place lor să facă sau în ceea ce trebuie să facă ei de zi cu zi. Și atunci, durând relația asta luni, poate mai mult de un an chiar, cu unii dintre ei, bănuiesc că s-a creat așa un soi de încredere, să spun. Au existat întâlniri pregătitoare de socializare. Care au fost momentele dificile din timpul filmărilor? Au existat astfel de momente? Dificile în ce sens? În relația cu ei, locație, întrebări, discuții. Problema majoră pentru mine era că ei n-aveau timp deloc și că eu eram la un moment dat, a trebuit să încep producția, deci eram cu echipa după mine, nu eram mulți, eram 3-4 oameni, dar costa fiecare zi o oră de filmare, nu? Și mi s-a întâmplat să-mi dea întâlnire și să nu vină sau, în fine, să așteptăm jumătate de zi și abia după aia să filmăm 10 minute și uite așa. Deci asta era stresant, plus că în momentul în care ajungeam să filmăm eram gata epuizați de așteptare. În rest, n-au fost momente de tensiune, așa să zic, că ne-am luat la harță în vreun fel. Au văzut filmul și dacă știți ce părere au avut după vizionare? Am avut discuții cu câțiva dintre ei, pentru că i-am invitat la premieră. Știu că o parte dintre ei au văzut filmul, dar părerile lor, dacă vin la premieră, o să-i întrebați direct. Ce ar spune Nicolae Ceaușescu uitându-se la România lui 2010?
Păi eu mi-am imaginat, am fantazat așa ce ar putea să spună el, dintr-un punct de vedere, să zic, așa, comic și complet lipsit de nostalgie, pentru că nu vreau în niciun chip să se înțeleagă că Ceaușescu ar merita după 20 de ani să le regretăm în vreun fel, așa încât e mai degrabă un soi de extraterestru, un gust la minte, care e parașutat în lumea asta și la început e complet bulversat și detestă tot și toate cele, tot ce vede, dar după aceea, în fine, având background-ul necesar și cunoscând oamenii și cum funcționau lucrurile pe vremea lui, începe să se simtă familiar în lumea asta. Au existat foarte mulți cititori care au întrebat de ce capitalism cu capa. Da, din tot felul de motive, pentru că i-am spus că capitalismul românesc nu e un capitalism civilizat de tip occidental. Există, cred eu, tot soiul de combinații pe marginea acestui tip de organizare economică. Ori la noi capitalismul e o corcitură, să spun, între trecutul nostru legat de capitalul lui Marx cu capa sau de KGB sau de Comsomol și o societate oarecum putredă și birocratică, cum e Cacania lui Robert Musil de la K&K, Chezaro Crăiesc, nu? Și de acolo vine Cau, da. Cum va ajunge filmul la românii din afară? La românii din afară, deocamdată, filmul trebuie să treacă prin niște festivaluri, o să vedem care, l-am înscris. Există un distribuitor internațional la Paris care se ocupă de asta și după circuitul de festivaluri o să vedem ce și cum putem distribui. Și mai am o ultimă întrebare. La ce se rezumă esența așa zisului capitalism din cei 20 de ani de după Revoluție? Grea întrebare, da. Trebuie să vedeți filmul.